Noul președinte al PDL va fi ales mâine la București în cadrul Convenției Naționale Extraordinară a Partidului. Cei trei candidați la șefia organizației politice sunt Elena Udrea, Monica Macovei și Vasile Blaga, ultimul având și susținerea președintelui interim Marion Cupă. La această convenție vor participa 69 de delegații ai organizației Gorjene. 69 de delegații vor pleca în această noapte spre București pentru a participa la Convenția Națională Extraordinară ce va avea loc mâine. Mâine se va decide viitorul președinte al Partidului Democrat Liberal. Delegații din Gorj vor pleca fie cu mașinile personale în această noapte, fie în sistem organizat cu un autocar pus la dispoziție.